Bună, Leu! Și bine ai venit la etalarea ta pentru luna februarie 2021. Îți reamintesc că este o etalare generală, așa că te-aș ruga să iei de aici doar mesajele care rezonează cu situația ta și să lași tot aici mesajele în care nu te regăsești, deoarece cu siguranță sunt pentru alte persoane. Ok. Hai să vedem ce așteaptă pe leii noștri în luna februarie, luna iubirii. Wow! Roata norocului, 3 de spade și împărăteasa. Da. Ceva se termină în viața voastră. Poate ați încheiat de curând o relație cu o persoană anume, poate cu soția, poate cu o persoană foarte apropiată sufletului vostru. De asemenea, mă gândesc că poate v-ați certat sau poate ați avut discuții cu o persoană care are un copil din familia voastră sau o persoană mai apropiată de voi, oricum ar fi. Și văd că în această lună, totuși, roata destinului îmi spune că e o decizie înțeleaptă pe care ați luat-o și văd că mergeți pe un nou drum pe care îl țineți oarecum în pântece, da? În ghilimele spus. Adică nu prea îl arătați lumii. Și asta e foarte interesant. Dar acest 3 de spade îmi vorbește despre o inimă care este frântă. Acum ori discutăm despre o dezamăgire care se clarifică oarecum în această lună, eu știu, poate vă împăcați sau poate chiar reușiți să stabilizați anumite lucruri în viața voastră. Prima carte este 3 de cupe, ceea ce îmi vorbește despre un trio, deci poate unii lei au fost implicați într-un trio și acum una dintre relații se termină și reușiți să ajungeți la o perioadă mult mai stabilă. De asemenea, m-aș gândi că e o lună în care poate veți ieși mai mult cu prietenii, vă veți axa foarte mult pe ideea aceasta de petrecere, de reuniune. Iarăși foarte pregnant aici aspectul de trio, după cum spuneam, dar poate să fie vorba și de faptul că sărbătoriți o anumită eliberare din viața voastră, chiar dacă aveți inima ușor frântă. Hai să vedem exact despre ce este vorba. În poziția voastră este luna, pe zona gândurilor. Poate vă faceți anumite iluzii, poate aveți de făcut anumite alegeri în această lună. Alegeri care parcă nu prea se pupă cu ceea ce gândiți voi, parcă nu prea vă vine să credeți că sunteți puși în fața unui fapt diferit față de ceea ce obișnuiați voi să trăiți până acum. Iarăși m-aș gândi aici la o relație ascunsă pe care o mențineți pe parcursul lunii februarie, dar de asemenea și o intuiție divină pe care o veți avea aparte este foarte pregnant aici la voi în etalare. Iarăși semnul racului, foarte pregnant, deci poate aveți în minte vreun rac, cine știe. Dar oricum ar fi, în această lună parcă aveți anumite gânduri care nu prea aparțin de ceea ce ați făcut voi până acum și mai mult decât atât sunteți și puși în fața unor decizii, în fața unor lucruri total diferite față de ceea ce ați trăit voi până acum. Tot în poziția voastră este 6 de spade, care îmi vorbește despre o mutare, despre o schimbare de strategie. Poate vă hotărâți să ieșiți undeva cu persoana iubită în această lună, poate chiar vreți să vă mutați singur sau să vă mutați împreună cu cineva, de ce nu? Repet, e o lună foarte interesantă pentru toate semnele zodiacale, va fi o aglomerare foarte mare de planete în semnul vărsătorului, ceea ce vorbește iarăși despre schimbări foarte, foarte mari, iar soarele va fi în semnul vărsătorului pe aproape tot parcursul lunii februarie. Deci discutăm despre o mentalitate cu totul alta pentru fiecare dintre noi. Și în special pentru voi, pentru că sunteți semne de foc și cu siguranță acest element de aer foarte pregnant acolo vă ajută să creșteți în putere, să luați decizii pe care v-am spus până acum, nu le-ați luat decizii, ceva cu totul diferit pentru leu. Acest drum de aici poate este în sufletul vostru într-un sens mai divin, deci poate cumva aveți anumite semne, da, în momentul în care faceți un drum.
poate intuiți că e nevoie să faceți o schimbare, un drum, oricum ar fi în inima voastră, văd aici o mutare, o schimbare și o perioadă în care parcă vă apropiați mai mult de esența voastră, de sufletul vostru, de tot ceea ce contează pentru voi. Tot în poziția voastră este Marele Preot și asta e foarte bine. Marele Preot aici vorbește despre niște principii foarte bine înrădăcinate pe care le aveți. De asemenea, posibil o persoană foarte influentă din viața voastră, o persoană care este ca un tătic sau ca o mămică pentru ceilalți, care îi, în sensul că îi învață, da? E ca un profesor, mai bine spus. Deci un profesor care vă învață atât pe voi cât și pe ceilalți multe lucruri în această lună și sunteți călăuziți foarte frumos aici. Puteți să aveți de-a face cu vreun taur, dar nu-i neapărat, sau cu o persoană care are aspecte pregnante pe astrogram, în acest sens. E o lună foarte intensă pentru voi, cu luna și cu Marele Preot. Ambele cărți vorbesc despre intuiție, despre zona aceasta a ocultului, despre semne divine care apar în viața voastră și care vă schimbă radical percepția. E o lună în care nu cred că vă veți exterioriza foarte mult gândurile. Poate tot ceea ce am spus eu aici va fi mai mult la nivel interior, la nivelul vostru cel mai profund, pentru că treceți printr-o perioadă de transformări foarte mari. În exterior este 8 de spade. Acum poate ceilalți vă percep ceva mai închis în voi, ceva mai retras, pentru că poate nu exteriorizați foarte mult ceea ce gândiți sau poate situația în care sunteți pur și simplu îi face pe ceilalți să gândească că sunteți mai izolați, sunteți mai retrași. Dar la fel de bine în exterior puteți întâmpina persoane destul de blocate, persoane care se abțin pur și simplu să comenteze, persoane care se abțin pur și simplu să-și dea cu părerea la diferite aspecte din viața voastră. Pentru zona cuplului, chiar m-aș gândi aici că discutăm despre o perioadă în care poate partenerul sau partenera nu va fi chiar atât deschis cu voi pentru a vă expune tot ceea ce simțiți, dar nu neapărat dintr-un motiv personal, cât pur și simplu se întâmplă lucruri aici destul de intense. Tot în poziția celorlalți este 9 de cupe, deci o realizare, o împlinire din punct de vedere emoțional. O împlinire din punct de vedere emoțional în exteriorul vostru, cineva câștigă ceva anume, uitați cât de bucuros sau cât de bucuroasă este cu aceste cupe aici, cu o multitudine de lucruri acumulate, de ce nu, e ca un premiu care se anunță în exteriorul vostru și tot în poziția celorlalți este 3 de bâte, deci poate o anume persoană din viața voastră are o mică mare victorie, se gândește la un viitor împreună cu voi. E posibil și acest aspect, v-am spus, a dus o perioadă neagră acolo. E adevărat, aveți inima ușor frântă, dar în acest context chiar m-aș putea gândi că poate vă și îndrăgostiți nițel, cine știe. V-am spus, e o lună cu foarte mari schimbări pentru voi, fiind și semn de aer, fiind și semn de foc. Normal că zodiile acestea de aer vă influențează mult. Hai să vedem niște extensii din tarotul umbrelor pentru leii noștri, pentru luna februarie. Sunt foarte curioasă despre ce-i vorba. Ce-i cu acest 8 de spade aici? 6 de cupe. Da. Discutăm despre o persoană pe care o cunoașteți de mult timp. O persoană cu care ați avut o relație sau aveți o relație de ceva timp, deci e o relație foarte veche sau un suflet pereche de-al vostru care apare, însă în primă instanță nu prea își poate manifesta atât de intens dorințele, sentimentele față de voi, în ciuda faptului că vede această relație cu voi ca fiind o mică mare victorie în viața lui sau în viața ei, ceva la care a visat de mult timp și este foarte pregnant acest lucru pentru celălalt. De asemenea, zona copiilor aici este destul de închisă pentru voi, eu știu, poate e o perioadă în care copiii dumneavoastră, dacă aveți copii, percep că nu discutați atât de mult cu ei, că nu sunteți foarte deschiși. Și mai vreau aici să vedem cu acest 6 de spade, unde plecați voi, regina de cupe, wow! Da, poate unii lei chiar cunosc o persoană, da? Persoană dintr-o zodie de apă, rac, scorpion, pește, o persoană care
la o petrecere, posibil să cunoașteți sau un cercul de prieteni și efectiv să faceți un drum cu această persoană sau să doriți să vă apropiați mai mult de acest personaj de aici, de o regină de cupe. De asemenea, m-aș mai gândi că iarăși vă apropiați foarte mult de ceea ce ține de esența voastră, de sufletul vostru în această lună. Dacă plănuiți să vă mutați cu cineva, da, aveți toate șansele în această perioadă, însă posibil ca cealaltă persoană să fie nițel mai sceptică, să fie ceva mai retrasă, eu știu, poate să nu-și exprime atât de bine anumite lucruri. Dacă doriți să ieșiți dintr-o relație, deci dacă sunteți în situația în care vreți să ieșiți dintr-o relație, că nu mai funcționează lucrurile și vreți să vă mutați, să plecați nițel mai departe, iarăși, da, reușiți, dar, repet, sunt niște alegeri înțelepte pe care le faceți. La bază, 4 de spade și luna. Mare atenție pe zona aceasta a sănătății, în special pe zona rinichilor, zona sistemului limfatic, aș putea să spun iarăși, deci mare, mare atenție pe această zonă. De asemenea, posibil să aveți și câte un vis așa premonitoriu seara, posibil și acest lucru, dar e o energie aici, iarăși atenție mare pe zona inimii. Acum să nu vă stresați prea tare, da? Nu rămâneți în trecut cu acele energii, mergeți tot înainte pentru că aveți aici niște arcane majore fantastice care vorbesc despre o perioadă cu totul diferită pentru voi. Eu v-am pupăcit, dragii mei lei, vă doresc o lună februarie de poveste și să ne revedem cu bine și la alte filmări.